Sunt mielul de Paști, mi se zice Vasilică. Când se pune masa, sunt deliciu la burtică. Pui cămașa, pui pantofii, ieși din casă, mergi la profi. Vrei festin la intestin? Intri, mă găsești ieftin. Am venit azi chiar aici ca problemă acceptată, că de Paști unii mănâncă iepuraș de ciocolată. Eu vă zic, faceți ce vreți, dar am o recomandare. Iepuraș o să vă taie toată pofta de mâncare. Minioriță laie, laie bucălaie, scoate drobul din odaie, pune friptura antigaie. Că o masă adevărată n-are ouă de ciocolată. Eu zic să stai jos și dă cu apă plată. Iepurașul mi se spune și-abia cum îndrăznesc ca să vin aici, tuturor să le vorbesc. Se propun să facem lată an de an cu ciocolată. Mielule, ești depășit și par cam obosit. Ți se trage oare de la prea multă mâncare? Mielule, mă știi prea bine, nu îmi place să bârfesc. Dar acum m-ai enervat și din zi mi-i vezi. Să îți amintesc că e democrație. Oamenii nu trebuie să mănânce doar ce-ți place ție. Hai că migoasea fum, te-am făcut scum, ți-am dat o lecție. Și acum pe încheiere, Profi te anunță că de vrei pure de ciocolată sau miel cu fundă, nu e bai, totul se rezolvă. Te așteptăm cu drag într-un loc cu de toate. Trebuie doar să treci un prag.